cachotó. Amarras 5 minutos lá, Quei. Vai, deixa eu Dere. dar pula nel chiosi lì. Ah, le amore da sé. O secu nici măcar o secundă nu l-a ținut pe el, coaie! Auzi, zice una ce că ești că sunt eu când dau de stafide în consonant. De ce, pula? Am Mamă, că mă simt vreo să de cozonă, că duci la vechi și întrebi, ce le-ai făcut, Luca, așa-i? Și-o stafide. Cui, de ce? Deci eu când mănânc o cu stafide, eu efectiv pun felea pe masă, iau un cuțit și o furculiță și caut stafidele. Dai jos ca pe sâmburi. Să mă pula. Ziua, adică ce faci? Așa, pot să pasă de Ismael. Da, un coleg, da. Două de coi, deci poza. Ia, mă, poți să citești tot asta fără să respir. Nu știu, nu cred. Îmi plăcea să și foarte repede în română, dar să-mi vă pula, nu o să mai pac. Cap cum citesc aia prospectul, nu? Vă rog să vă atunci prospectul. Vă rog să prospectul. Acest, bă, dar bă, cu... Acest produs conține paracetamol, vă rog să consultați. Aici aveți pașaportul meu. Voici mon père est malade. Notre grand-père est malade. Mă împără pentru... Bunica noastră este sănătoasă. Măcar ea să fie. Bubă, ce ziceam de oară. Dacă ziceam de oară, doar să mai vorbim. 55. Munca. Travailler. Ce faceți profesional? Que faites-vous dans la vie? Soțul meu este de profesie medic. Bine că nu e asistentă. E medecin. Mon mari e medecin. Băi, eu i-aș recomanda mamei tale acest videoclip. Auzi, să-l pună la boxe la volum 100 și eu cred că... Oh, ia. Ce mă, jumătate de normă ca și asistentă medicală. Ce mă? Je travaille comme infirmière à mi-temps. Je travaille comme infirmière à mi-temps. Oi. În curând vom primi pensie. Partons bientôt à la retraite. Partons bientôt à la retraite. Dar impozitele sunt mari. Les impôts sont élevés. Și asigurarea medicală este scumpă. Dar nimic nu-i convine lui asta. Mai să zic că nu mai am bani. Ce vrei să te discuți? Que veux-tu faire plus tard? Vreau să devin inginer. Bravo, vreau să studiez la universitate. Școala vieții. À l'université. Je veux l'école de life.
Eu sunt practicant. Bă, nu, dacă nu câștig mult. Nu câștig. Je ne gagne pas beaucoup. Je ne gagne pas beaucoup. Fac practică în străinătate. Fac un stage à l'étranger. Acesta este șeful meu. Mor, mă. Am colegi drăguți. Am colegi drăguți. La prânz mergem întotdeauna la cantină. Dar că mai zis-o. Nu, mă. Ciorbă. Asta îl copiezi. Erai tot? A, dar uite, mai e unul care l-a pus la tine același. Vai. Pipănete. Vorba aia. Mă, pă, cât este? Le pun pe grupul clasei, vedem ce zic. Rostul Colin mi-aș poate. Galop. Cu a Elen împreunată, nu te o să purtezi o fată pe nume Sara. Bună, sunt trist, vreți să fim triști împreună? Arăți bine, parcă mă aștea cu tine. Ei, tu, că tu Hunter. Eu filmez pe asta și ți-o trimit. Bun, mai avem încă 30 de secunde din videoclipul ăsta. Da, m-au zis. Ajutor de nădejde în orice gospodărie. Mi-am ușurat mult viața cu măsuța universală. E părut, așa-i? O recomand cu căldură tuturor celor care vor să aibă un ajutor. Română, mamă, ce s-a încurcat să moară măsa. Nici să citească de pe ăla n-a putut. Dă-i puțin înapoi, te rog eu. Dă-i puțin înapoi. Auzi, tu te-ai auzit pe Dumic cum a zis? Dă-i puțin înapoi. Dă-i puțin înapoi, te rog eu. Să mai auzim o dată. Mi-am ușurat mult viața cu măsuța universală. O recomand cu căldură tuturor celor care vor să... Tuturor celor... Zici că nu-i adevărat. Parcă i-a băgat pula în gură. Bun, deci mai e puțin. Este, am mai comandat încă 200 și am primit și o reducere spune tare. Dintre... Și-a făcut birou, ești nebun. Birou cu roți. Cred că și-a făcut și șifonier. Păroți. Păroți, da. Să pleacă undeva, ia șifonierul cu el. Dar ce-i mama acolo? A, șifonierul, păi nu merge la bunica. A, păi mi-a mai luat două, cu una nu mi-ajunge. Trebuie să mă și fut pe ele. Pe ele
am pus la o vapor poate pleacă cu ea. Bem cafeaua în fiecare dimineață. Cealaltă ne este de mare ajutor în garaj. Viața e mai ușoară. Asta ești că e Roxana aia sau cum o chema. Bă, măcar Roxana vorbea francez. Nu contează, fix. Deci tu cred că zici ceva. De ce, frate? Mi-e pare foarte, rău când mi-am dat încă joint. Am 99% și nu găsesc heavy. Mi-a dat Tyrant Shell-ul. Este! Ăsta pe Hunter. Cât ai, mă? 99%? Da. Da, ai auzit? Cumpăr acum. Bă, fii atent. Comandă îți acum. Dau chiar 1% dacă plătești 50 de lire. Ce zici? Da, e o zi bine, nu? Comand acum! Ofertă limitată! Îți dau și o măsuță cu roz dacă... Reducere de la 50 de lire la 60 de lire. Și îți dau și măsuță cu roz. Da, e o zi bine. Nu? Și primești încă 1% gratuit. Încă 1% gratuit. La prețul de an? Da. Cum îți zanea pe... universală și deplasați-o ușor în orice colț al locuinței dumneavoastră. E ideală pentru care rot. M-am convins. Să-i nu mor. De ce ai cumpărat o care rot? Hai că eu da, dai și la sonor, dai și la sonor. Hai stăm cu toți afect. Hai, ok. Dar nu, cred că vă duc pe tău, pădum să... Media să full. Șocul. Hai să fim unul lângă altul. Uite la fața lui Dumnezeu, uite, uite, uite. Oaie! Oaie le-a unit! Eu știi pe ăla de la Scooby-Doo cu fața verde? Oh. Oaie! Dumi, îți retragi cuvintele? Ok. Ia zi. Mamă! Băga-mea și pula în el de videoclip. Ai văzut ceva mai rău? Oaie! Mamă! Spor la mâncat cireșe și mere. Mamă, coaie, dar ce le-a ieșit acolo? Le-a ieșit toate mațele să moară ei. Auzi, bă, stup de albine direct. Mamă, hai, Len, sprinde, sprinde. Auzi, da, se poate să... Ok, a început. Uită-te, uită-te! Nu! Gata? What the fuck? Hai facem un strike! Și tu nici 5 secunde n-ai rezistat. De ce dracu a ieșit? Te-ai văzut că a ieșit și albeață? N-am ajuns să pot. N-ai ajuns. Am văzut că o să strâns camere, am văzut că o să fac cu mere și că bate. Deci, de la secunda 50 până la 1, îi pune pe ea 2 să-și frece ce-a ieșit din găuz.
What the fuck? E gâdila acolo. Coelul nu iei și po... Ce pula mea e aia? Ere, nici, deci cred că e de 10 ori cât gaura. Ți-ai mai temit odată și să-l vezi în chat ca să-l ai? Nu știu dacă va fi necesară prezența de Hunter și că va veni cu orlucul. Eu mă pun pe los zguduitor. Zguduitorul din Burica. Zguduiți așa pe un băt. Îl facem sus pentru prima dată? Nu, facem jos. Dar sus e mai bine, mă. Poate de sub intre mai ușor. Sus să fii. Plus că jos e vent și n-ai chef să aștepți. Ah, păi tu ești mai agresiv direct pe ură. Ca și ție? Da, doamne știu. Adunări și scăderi. Cum zic, ce îmi plac adunările, aleu, adunările alea plin de plusuri, de galuri. Gura! Dacă nu vă ajut eu, nu treceți clasa a doua. Zic, înainte de a doua a pus clasa întâia, cum zic. Bă, în clasa a opta la logică o să iei 10, dacă ajungi până în clasa a opta. Hai, eu vă întreb, voi răspundeți simultan. Nu mai bine răspundem amândoi în același timp? Cu tine seamănă! Cu tine! Da. Bun. Uitați ce am spus. Eu întreb și voi răspundeți pe rând. Mai bine așa. Deci, Gicuță. Da, nu? Am zis Gicuță. De ce răspunzi tu, Victoraș, dacă zic Gicuță? Victoraș. Am cartea de matematică în față, nu mai știu nici cum mă cheamă, nu? Dumnezeule, mor, mor! Deci, Gicuță, da. Tu ai 3 mere. Ce-mi plac merele, mai aleu. Ura. Deci, tu ai 3 mere. Unde? În c***e, în cap! E o problemă la matematică. Da. Deci, tu, Gicuță, ai 3 mere. Cum zic, acum ai început să te repesc, cum zic. Gata, stop, vreau, stop, vreau, nu, 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 bine, bine. Ai 3 mere. Da. Bunica ta îți mai dă 7. Asta e imposibil, nu? De ce? Că bunica e moartă, nu? Zeule, nebunesc! Bine, reluăm, nu cu bunica. Gicuță, tu ai 3 mere. Un prieten îți dă 7 mere. Ce prieten, nu? Un prieten imaginar! Păi de-i toată problema, nu? Ok, bine, reluțul, reluțul de la parte. E bine așa? Nu. De ce? Reluțul. Bun, deci, Gicuță, da. Tu ai 3 mere. Reluțul de la parter îți dă 7 mere. Cum zic? Bun, măta îți dă și ea 10 mere. Cum zic? Bun, întrebarea care se pune este... O să-l doară pe Gică burta de la totea mere? Sigur, vă omor, vă calc în picioare! Nu, întrebarea... Matematică, întrebarea este câte mere trebuie să-mi dea mie Gicuță ca lui să-i rămână totuși 2 mere. Zic, gata, 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 că e simplu, e simplu, e simplu. Așa repede te-ai gândit? Da. Bun, spune atunci. Toate mere la afară de 2. Înțeleută. Bravo, Gica! Bună! Bună! Bravo, Gica! Bun, bine, Victor, așa, trecem la tine. Că văd că pare așa mai inteligent. Bun, fii atent, o problemă simplă. Măta, îți dă două. Măta, îți dă două. Vreau și o mere. Nu mai sunt mere, le-a luat Gicuță pe toate, de unde atâtea mere? Deci, măta, îți dă 2 o. Eu, îți dau eu 2 o. Întrebarea care se pune este... Câte ouă ai? Hai, e simplu. Deci tu îmi dai 2 ouă? Eu îți dau 2 ouă. Și mai dă și mama 2 ouă? Măta îți dă și ea 2 ouă. Câte am în total? Câte ouă ai în total? Hai, hai că e simplu.
protocole mele 6, nu? A scos cuțitul, vai. Scos cuțitul, vai. Câtă dramă. Cuțitele din umbră. Nu, un film. Cuțitele. M-am pentru un film. Ei, și care e prima scenă care se întâmplă? O filmezi o poia. Era în chilot stanga, în supien, și s-a îmbrăcat pe Eu zic că ar trebui să fiu de-aia și mai gata. Bă, lasă-mă să continui. Nu, mai departe. E DLC-ul, așa. Ce mișto arată șaperon, așa, parcă e robot. Așa vă zic, continuă. Așa, și după următoarea scenetă, ea, când se pupă în pat cu unul și o iau la bătaie. Așa. Și după aia... Și parcă m-am întors de la Rex. Și după aia... Și după aceea... A urmat a treia. Da, a treia. În care... Se pare că am un nou mister. Scooby-Doo. Hai să ne spui ce se căutăm. Da, eu mă duc cu dulceața și... Tu te duci cu a ta și Rex-o duci singur. Cu câinele. Vezi că Scooby mare, mare. Vezi că Scooby... Da. Ce zici că Scooby mare, mare, mă auzi și pas. Vezi că Scooby să zice chiar mă sar de treabă, nu? Mă sar de treabă. Să vă fătă în gurcă.